SNG, un liceu care își are originile în anul 1873, având ca rol satisfacerea necesităților de forță de muncă ale populației săsești a orașului și satelor din jurul său. Acesta era un patronaj al Bisericii Evanghelice și al magistratului orașului. În perioada interbelică se introduc și linii de învățământ în limba română și maghiară. În acest moment, SNG pregătește ucenici în 40 de meserii, din chigi, lăcătuși, ceasornici, mezelari, sticlari, etc. În perioada 1923-1924, în școală se introduc primul curs pentru muncitori în industria gazului metan. Mai târziu, în perioada postbelică, acesta își schimbă numele de la școala profesională numărul 9 metal la școala națională de gaz. Structura școlară este împărțită în două filiere. Filiera teoretică, respectiv profilul real format din clasele de matematică informatică, și filiera tehnologică format din următoarele profile. Tehnician în automatizări, tehnician electronist, tehnician instalator pentru construcții, tehnician în activități economice, tehnician în turism intensiv engleză, tehnician ecolog și protecția calității mediului, electronist pentru aparate și echipamente, operator la extracție, tratare, transport și distribuție gazelor, instalator rețele de distribuții locale și magistrale de gaz. Având în vedere resursele umane, SNG dispune de cadre didactice cu grad didactic majoritar 1, activitate de predare bazată pe metodologii centrate pe elev, autor de lucrări și articole de specialitate, autor de curriculum și standarde de pregătire profesională, evaluator național de manuale, formator în management educațional, elaborare de curriculum și metodologii centrate pe elev, coordonator de proiecte școlare, precum și fratele meu mic învață la țară, parteneriat școlar cu liceul Jeannet d'Arc Rinne, un om la lună, va fi sau nu tolerant secolul 21, English with Craft, Darwin vei dobândi, Festivalul Național al Șanselor Tale, etc. În ceea ce privește resursele materiale, școala funcționează în două locații. Locația principală, unde se află școala propriu-zisă și sala de sport, și locația secundară, fost sediu al școlii, care din anul 1975 a funcționat ca atelier școlar. În anul 2007 a fost restabilită prin programul FAIR 2001-2003, iar la ora actuală funcționează ca ateliere și laboratoare tehnologice. Liceul dispune de 57 de clase moderne, cu mobiliar modular, 5 laboratoare de informatică cu câte 25 de calculatoare, spațiul informatic CDI cu 12 calculatoare, prima de exercițiu cu 9 calculatoare, în total având o sumă de 147 calculatoare. Două amfiteatre a câte 120 de locuri, 3 laboratoare pentru fizică, chimie și biologie, 6 laboratoare tehnologice, 2 electronică, 2 foraje extracție, 1 instalații pentru gaz, 1 construcții. Centrul de documentare și informare, secționat în spațiul pentru documentarist și informare și spațiul informatic, spațiul pentru presă, spațiul pentru documentare pedagogică, spațiul de audio-video, spațiul pentru orientare școlară și profesională, spațiul de lectură pentru distingere, spațiul de lucru individual, spațiul de lucru pe grupe. Elevii SNG Mediaș au obținut și continuă să obțină rezultate de top la diferite olimpiade și concursuri recunoscute la nivel național și european. Aceștia se implică constant în diverse proiecte extracurriculare de interes local, național sau european, precum programul FAIR VETRO 9405, Debating European Democracy, fratele meu mai mic învață la țară, parteneriat școlar cu liceul tehnic John Dew Frank Rinne din 2005, un om la lună, va fi sau nu va fi secolul 21 tolerant, English with Craft, Darwin vei dobândi, Festivalul Național al Șanselor Tale, etc.